Urmarea dezastrului produs de cutremurul recent din Italia, care a avut consecințe dezastruoase, mai ales în orașul Amatrice, care a fost ras de pe suprafața pământului, autoritățile publice romașcane au decis organizarea unui exercițiu de simulare a intervenției în caz de cutremur pe timp de noapte. Ne-am propus în această perioadă să facem din nou un exercițiu. Știți că noi tot am făcut exerciții pentru incendii, pentru cutremure, pentru inundații. Ne propunem să refacem un exercițiu la cutremur, dar de această dată mi-aș propune să facem un exercițiu la cutremur pe timp de noapte. De obicei este mult mai comod, mult mai simplu să-l faci ziua. Din păcate, calamitățile și marele dezastre când vin, există deja o periodicitate a lor care demonstrează că se întâmplă cu o mai mare cadență noaptea. Și atunci mă gândesc că ar fi foarte bine să pregătim un astfel de exercițiu, pentru că avem experiența ceea ce s-a întâmplat în Italia, ferească Dumnezeu, deplângem pe cei care au suferit sau suferă, aducem condoleanțe familiilor îndoliate. Edilul șef al municipiului a subliniat faptul că în cele două mandate ale sale a avut o preocupare continuă de a pune la adăpost mai ales clădirile monument arhitectonic. Au mai rămas relativ puține clădiri cu risc seismic ridicat. Păi a fost casa Hogaș pe care am reabilitat-o, a fost biblioteca cu turnul florentin pe care le-am reabilitat, Colegiul Național Roman Vodă, Corpul B, pe care l-am reabilitat, casa grădinarului care a devenit casa vânătorului din parc, pe care am reabilitat-o, ar mai fi casa pionierului, deci școala armenească, nu e în pericol de prăbușire, ar fi poate casa Manolescu Strunga și Celibidache, să sperăm că apucă. Da? Noi ne-am prea preocupat, am încercat și încercăm să le rezolvăm. Nu avem sesizări majore la locuințele în condominiu, la blocuri, dar depinde cât de mare e cutremurul. Intervenția la cutremur la clădirile cu risc seismic depinde în mare măsură de modul în care se produce un cutremur, de natura și intensitatea acestuia. Pentru că ați văzut că cutremurul din Italia a fost mai mic decât cutremurul pe care l-am avut noi în 1977. La noi am avut de 7,4 și aici a fost parcă de 6,8. Dar a fost la suprafață. La momentul ăla la noi a fost la adâncime de 147 de kilometri, iar aici a fost la 10 kilometri suprafață. Sigur că diferă. De asemenea, diferă și de transmisia undei de șoc. Una e dacă pleacă sinusoidal în valuri cu un delta fi mai mare, alta e dacă e cu un delta fi mai mic. Depinde foarte mult. Conducerea primăriei socotește că este responsabilitatea autorităților publice locale să pregătească populația cu regulile de comportament în caz de cutremur sau alte calamități naturale, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.